Dragi consilieri, vă mulțumesc pentru că v-ați rupt din timpul dumneavoastră liber să veniți azi la ședința noastră. Sigur că dorința noastră a fost să facem azi, pentru că mâine doamna contabilă trebuie să ducă bugetul la administrația financiară sigur, și să o depună. După cum știți, ședința Consiliului Județean a fost vineri, pe data de 16, și n-am avut când să ne încadrăm ca să o punem, săptămâna viitoare, pentru că termenul de depunere este data de 19. De aceea, v-am rugat să veniți azi, de aceea vă mulțumesc pentru că ați venit azi și îi dau cuvântul doamnei secretare să prezinte procesul verbal de la ședința anterioară. Sau aprobăm ședința. Așa și domnul președinte să prezinte ordinea de zi. Mulțumesc! Dacă sunteți de acord cu procesul verbal al ședinței, mulțumesc! La primul ordine de zi, primul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii exercițiului bugetar pentru anul 2017, punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2018, punctul 4, proiect de hotărâre privind indexarea în anul 2018 a cheltuielilor și a redevenței la imobiliare închiriate și concesionate. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări ce vor fi efectuate în anul 2018 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, privind potrivit legii numărul 416/2001, privind venitul minim garantat. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Târgărești și serviciilor publice de interes local. Punctul 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentului Priorități, obiective, plan de acțiuni privind dezvoltarea economico-socială a Comunei Târgărești în anul 2018. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018 și diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, vă mulțumesc. Vă dau cuvântul de unii comentarii ca să prezinte primele trei puncte ale ordinei de zi. Hotărârea numărul 12 din 18-2018 privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2017. Consiliul Local al Comunei Părgărești, județul Bacău, întrunit în ședința ordinară, conform articolului 39, alineatul 1, legea 215, având în vedere inițiativa primarului Comunei Părgărești, raportul de specialitate, avizul de legalitate al secretarului, în conformitate cu prevederile legii 273, finanțe publice locale, legea 6/2017, privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017, hotărăște. Se aprobă încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 la sursa A astfel. La partea de venituri, suma de 5.362.514,69 de bani. La partea de cheltuieli, suma de 4.712.395,52 de lei. Excedentul bugetului local în sumă de 650.119 lei și 17 bani. Se aprobă constituirea fondului de rulment pe seama bugetului local pentru anul 2017 prin transferul excedentului anual al bugetului local în sumă de 650.119 lei, rezultat la încheierea exercițiului bugetar conform raportului de specialitate prezentat de compartimentul financiar, contabilitate și resurse umane. Articolul 3. Se aprobă reîntregirea excedentului anului precedent în sumă de 3.819.061 de lei, repartizată din acesta în cursul anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor sistemului de dezvoltare. Articolul 4. Se aprobă excedentul în sumă de 3.533,39 de bani la sursa E, sumă ce va fi utilizată la titlul 20 bunuri și servicii în anul 2018.
Hotărârea poate fi contestată de interesat în termenul legal la Tribunalul Bacău, secția contencioasă administrativă. Articolul 6. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre se va comunica instituției prefectului, primarului comunei, compartimentului financiar contabil. Pe scurt, ca să fie mai bine înțeleasă această hotărâre, în anul 2015 s-au realizat venituri în sumă de 5.362.514 lei, deci un procent de 98,9% la venituri. Din care venituri proprii 1.607.155 de lei, deci un procent de 102,98%. Cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 4.712.395 de lei, un procent de 84%, iar secțiunea de dezvoltare 888.405 lei. Aici numai un procent de 16%. Noi ne-am propus multe, dar din cauza documentațiilor și care a proiectelor care ne-am întârziat, s-au realizat mai atât. Continuăm cu ele în anul acesta. Aveți întrebări? Dacă nu, supune la vot proiectul de hotărâre, sunteți de acord? Vă mulțumim. Punctul 2. Punctul 2. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Consiliul Local al Comunei Părgărești, de sub acord, unică ședința ordinară, conform articolului 39, având în vedere inițiativa primarului Comunei Părgărești, exprimată prin expunerea de motive, înregistrată sub numărul 711 din 5 a 2, raportul de specialitate, în conformitate cu prevederile legii 273 privind finanțele publice locale, hotărăște. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Părgărești, județul Bacău, pentru anul 2018 astfel. Venituri la secțiunea de funcționare, 2.998.000 lei. Cheltuieli, 3.266.000 lei, din care cheltuieli pentru secțiunea de funcționare, 2.998.000 lei. Secțiunea de dezvoltare, 268.000 lei, conform anexei. La venituri, anexa numărul 1. Venituri totale, 2.998.000 lei. Venituri proprii, 1.452.000 lei. Impozit pe venit, 829.000. Impozit cote defalcate și sume defalcate, 826.000. Impozite și taxe pe proprietate de la populație, 173.000. Sume defalcate, 1.322.000. Taxă pe utilizarea bunurilor, 106.000. Venituri din proprietate, mai precis, din concesiuni și închirieri, 73.000. Taxe, amenzi și penalități, 64.000. 64.000. Diverse venituri, 170.000. Subvenții de la bugetul de stat, 164.000. Acestea sunt veniturile. Cheltuielile secțiunii de dezvoltare, 2.998.000, din care autorități publice, 1.296.000 lei, transferul cu caracter general între diferite unități ale administrației, 20.000, ordine publică și siguranță, 33.000, învățământ, 233.000, sănătate, 61.000, cultură, 136.000, asigurări și asistență socială, 716.000, locuințe și dezvoltare publică, 155.000, protecția mediului, 168.000, agricultură, 60.000, transporturi, 120.000. La cheltuielile secțiunii de dezvoltare, 268.000, din care cultură, 38.000, locuințe, servicii și dezvoltare publică, 230.000. Bugetul de venituri și cheltuieli la activități autofinanțate.
unde avem cămilul și serviciu de apă. La cămile culturale 20.000, serviciu de apă 160.000. Venituri. La cheltuieli, ele fiind activitate autofinanțată, trebuie să fie egale și cheltuieli. Deci cheltuieli cămile culturale 20.000, serviciu de apă 20.000. La cheltuielile din secțiunii de dezvoltare, care se cheltuiesc din fondul de rulment, aceeași sumă, 268.000. Cultură, 38.000. Locuințe și de, servicii publice, 230.000. Aici mai avem la sursa IE, la sfârșitul anului 2017, au rămas în cont suma de 3.533 de lei, care cu hotărârea Consiliului Local, putem să o utilizăm în anul 2018, tot pentru secțiunea de dezvoltare. Aici soldul de la apă care vine preluat în anul acesta. Da, concesiuni sunt 73.000, numai? A spus 170, parcă. Nu, 73. 73? 73. 73, am auzit, da. Atât din contract. Atât din contract? Nu, concesiuni nu, avem chirii. O singură concesiune este, care a fost preluată prin cesiune de Sile și de atâta. Cu Galu. Cu Galu. Da, de la Galu Aurel. De bugetul anului... Toate sunt din... Din bugetul anului 2018 se observă că lipsește activitatea de învățământ cu salarii, de care a fost preluată direct din inspectoratul școlar. La noi au rămas numai cheltuielile materiale pentru învățământ. Sume primite din DNA și cheltuieli pentru echilibrare sunt 1322.000 lei. Deci din 2998 cât avem, dacă nu eram, nu ne-ar fi dat aceste sume, care au venit, deci vineri la ora 4, până atunci ne-am zbătut de nu știam de unde să luăm și ce să facem cu bugetul. Rămâneam descoperiți în trimestrul 4 și cu salarii și cu materiale, cu totul. Dar, deci sprijinul a venit de la Consiliul Județean, repartizat 295.000 plus 24.000 la pentru drumul. Da, 2.950.000. Iar diferența au venit prin direcția de finanțe, 807.000 sume din TVA și 490.000 de TVA. Dacă Consiliul Județean nu ne-ar fi repartizat această sumă și să știți că a fost o comună... Așa, n-am fi putut face față cheltuielilor anuale. Trimestrul 4 ar fi rămas descoperiți, n-ar fi avut salarii pentru funcționari, pentru noi consilieri, pentru... Da, știu că de obicei vă interesa sumele la biserici. Datorită acestei sume am putut pune și la biserici câte 10.000, dacă sunteți de acord, deci 5 biserici, 50.000 și la asistență la măicuți, iar 10.000 să fie egal. Ca să nu mai ai discuții, să echilibrăm cumva pentru fiecare să fie o sumă egală. Păi sigur că da, biserica de Sfântul Ioan, da, acolo sunt enoriași mai mulți care au contribuit cu mai mult. La fel, și părintele de la Părgărești, și părintele de la Părgărești dorește, și părintele de la fiecare dorește. Acum noi am zis să echilibrăm cumva categoric, dacă ei vor renunța în favoarea unei alte parohii de bună voie, nu, dar aici o să venim cu altă hotărâre decât doamna secretară știe și trebuie să facem o hotărâre și să nominalizăm pentru da, fiecare. Da, da, individual, de fiecare. Da, da, da. Și-am spus discuții. Eu chiar mi-am spus săptămâna trecută, am zis că avem ședință cu unii. Mergi din păi, poate. Nu, am zis că chinim cu toate. Chinim cu toate. E ceva tot, văd, până la 100 de milioane. Am zis. Și în funcție la sănii ăștia, niciun leu. Eu mă dădeam, ca fiecare an. Vineri la 4,
am fi dorit să repartizăm o sumă mai mare, dar dacă nu avem... Face o porțiune 300 de milioane. Eu am costat 300 de milioane. Știți că în alte comune nu se repartizează nimic. Nici o bani, și eu, dar și și Poromboi. Și ieri discutam cu câțiva colegi primari care au spus că ei nu repartizează pentru biserici. Mai degrabă repartizează pentru acele organizații care vin în folosul bătrânilor, în folosul copiilor. Puteți să faceți și așa, dar pentru biserici, pentru că acolo sunt enoriași și acolo se pot pune niște... Tocmai. Și e noroia și trebuie să contribuie pentru... Păi contribuie, dacă statul e mic și e mic, sunt puțin... Toată lumea, da? Nu de chiar toată. Bătrâni, sunteți mici. Îți bătrâni mulți. Îți spune, Doamne, nu astea poți să se vedea. Eventual de casa montuală, că acum nu trebuie voi în casă. Oricum e bine 10.000 de lei pentru fiecare. E perfect. Credeți-ne că dacă n-ar fi venit acel sprijin de la Consiliul Județean, noi n-ar fi avut niciun leu, nimic. Și acum am zis, dar în funcție, acum depind și de ei cu ce solicitări vor veni, ce au de gând să facă. Categoric că niciunul nu vrea să renunțe, să știți. Asta, eu sunt sigură de asta. Cu toate că... În aceleași șanse, poate. Într-adevăr, nu le-am să se lapă. Nu se dau bani. Dar noi n-am dat niciodată. Deci nu am deci numai pe lucrări. N-am dat. N-am virat în contul lor niciodată. Bani, da. Nu. Și n-am dorit nici serviciul de îngrijire la domiciliu să dispară din comunitate. Pentru că, într-adevăr, ei se preocupă, surorile și cu asistentul social, se preocupă, se duc la bolnavi acasă, îi vizitează și... Dacă prima dată ei au fost mai reticenți și nu prea accepta să le intre în curte nimeni, uite că acum au solicitări. Au solicitări mai mult decât... Așa. Eu am văzut de mult. Nu, eu am auzit de la oameni. Nu, eu am auzit de la oameni. Păi da, surorile, nu, eu nu spun de răutate. Da. Mergea o dată la bucur. Dar trebuie solicitat. La noi mai sunt mulți mai mulți și anunță. Dar eu pot solicitat. Dar am discutat cu surorile, am discutat cu asistentul social. Mi s-a spus că n-au fost solicitări. Acolo unde au fost solicitări, s-au dus și la Părăugoi. Au în evidență 4 persoane de acolo. Dar însă pe strada Coșer, mă gândesc că trecând despre Cuba, categoric au fost solicitați și de persoanele de pe stradă de acolo. În partea de sus a Părăugoi, n-au fost solicitări. Deci eu să nu spuneți că reproșez. Eu mi-am zis un cățuat de acolo că nu prea... Dar trebuie să vină cu solicitări, domnule. Trebuie să îndeplinești niște condiții. Trebuie să îndeplinești și niște condiții. Pentru că și ei au. Închipuiți-vă cu finanțarea pe care o au de la noi, n-ar putea să facă față dacă n-ar avea și alte finanțări, nici alte... Nu? Din alte surse, sigur. Nu. Din ceea ce dăm noi, nu-i ajunge nici salariul pentru asistentul social. Și ei sunt doar 4 persoane. Dar v-ați înțeles cei din Părăugoi, din consilierii locali. Spuneți cetățenilor că trebuie să solicite. Să vină la asistentul social, face o cerere, trebuie să aibă un dosar cu documentele. Chiar în timpul, eu nu te simt cu Părăugoi. Nu, foarte bine. Dar noi nu nu dorim, adică... Nici cu bătrâni, nici cu... Nu, nu, nu. Surorile vor merge și la cei din Părăugoi. Deci nu e că ce religie sunt sau... Oricum a fost un fel de reproș, că chiar ca și un reproș mi-a zis cine. Dar au și fost, au fost. Sunt persoane care sunt din Părăugoi, dar pe strada Coșeri. Oamenii știi că anul trecut am scos de la biserică de 2000 de lei și le-am dat la măicuțe. Da, domnul doctor. Nu, așa este. Da, domnul, dar trebuie să vină cu solicitări. Aici n-am luat măicuțe, s-a dus direct la Caritas. La ea, așa de acolo. Da, da, și li se repartă. Nu uită bugetul lor aici la... Dar n-au cum, pentru că... Nu uită bugetul la Caritas și acolo. Da, dar cred că până acum am avut cât 6-7 mii de lei. Și tot lucrarea asta, lucrul ăsta... Tot mergea la fiecare. Da, deci nu s-a făcut niciodată. Depinde de banii noștri. Nu, nu, nu. Și mergeau cu mașini mai mult în timp. Am discutat. Și ar fi păcat, alte comunități ar dori să aibă și centrul de îngrijire la domiciliu. Ar fi păcat că noi acum să închidem pentru că nu putem să le oferim. Din contră, să modernizăm și sistemul medical, cât se poate, cât mai bine.
Sperăm că anul acesta voi spune la timpul potrivit și cu sistemul medical. Nu vreau să mă pronunț dinainte, până nu voi fi sigură pe ceva anume. Și sperăm că... Din ce promisiune avem... Trebuie să copii 10 lei la un certificație ăsta, când e bolnav, când e pentru aici de mii, trebuie plătit. Da. La medici așa da. Este. Păi, într-o parte, nu se plătește, mai multă se plătește. Asta nu mai e problema noastră. Știm că nu vinde cum e clasa. N-aveți cum să o rezolvăm noi. Asta e și o rezolvă. Noi trebuie să facem testizări ca să vezi dacă ceva nu e regulă. Și când doctorul nu e aici, nu? Polițaiul, dacă nu e bun, noi îl rezolvăm. Nu, dacă doctorul nu e bun, noi rezolvăm. Da, bine. Deci, dacă îl putem de acord cu proiectul de hotărâre, mulțumesc. Al treilea, planul de investiții, da? Da. Hotărârea privind aprobarea planului de investiții în anul 2018. Consiliul Local al Comunei Pârgărești, de sub Bacău, împrunit în ședința ordinară, conform articolului 39 alineatului din legea 215, având în vedere inițiativa primarului Comunei Pârgărești, raportul de specialitate, avizul de legalitate, hotărăște. Se aprobă planul obiectivelor de investiții pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Pentru 2018 ne-am propus la lucrări de investiții. Continuarea lucrărilor de extindere rețea electrică strat pentru Rareș, unde ne-au mai rămas de niște lucrări achitate, dirigente de șantier și atești, trebuie terminat în această 60.000 și obiective noi. Extindere rețea electrică și de iluminat public satul nou, strada Trandafirilor, 100.000, extindere rețea electrică și iluminat sat Nicorești, strada Eremia Movilă, 70.000, servicii măsurători cadastrale, teren și clădire, cămin cultural, satul nou, 1.000, servicii întocmire, expertiză tehnică pentru căminul cultural, satul nou, 6.000, servicii întocmire, proiect DTAC și PTH, tot la căminul satul nou, 25.000, avize și acorduri, tot pentru căminul satul nou, 6.000 de lei. Având în vedere că am primit în gestiune căminul cultural, trebuie să începem și lucrări de întreținere, dar văd întreținere mai bine de reabilitare. După ce va face expertiza tehnică, vom vedea. Vom vedea ce e de făcut. Pentru că reclamă vorbim să demolare și construcții căminului. Dar dorim să începem procedurile ca să putem să facem ceva în acela. Asta e spate spuțin. Deocamdată. La investiții o să fie pe parcursul anului mai multe. La această listă, această listă va fi completată pe parcurs și cu achiziționarea Buldo, cum v-am zis și data trecută, urmează să mergem să semnăm contractul de finanțare. De asemenea, a fost sunată săptămâna trecută de Ministerul Dezvoltării MDRAP-ul cu proiectul PPNDL Reabilitare și Modernizare Iluminat Public. Urmează și acolo să mergem să semnăm contractul de finanțare. Sperăm că până la jumătatea lunii martie vom face altă hotărâre, rectificare și, și categorică vom continua. Vom merge și cu drumurile să vedem în ce stadiu și cum vom face. Dacă sunteți de acord... Mulțumim. Indexarea în anul 2018 a chirilor și a rezidenței la imobilele închiriate și concesionate. Pentru anul 2018 se indexează rezidența și chiria imobilelor aparținând doar Pârgărești, închiriate sau concesionate unor persoane fizice sau juridice, conform anexelor, respectiv. Chirii, teren, pajii și permanente, PPA Bilionarul în Vincențiu, în anul 2018, 9.584 lei. PPA Bilionarul Ligia Mirela, 1.863 lei. PPA Bilionarul de Vincențiu, 10.280. PPA David Cosmin Nicolae, 3.226. Eni Bianca Alexandra, are pentru un lot 4.577, pentru anul altul 21.433, pentru altul 26.455. Și PFA Galo Aurel are astfel
2419 pentru primul lot, 492 pentru al doilea lot, 2042 pentru al treilea lot, 613 pentru al patrulea lot. Chirila pentru terenul și construcții persoane juridice, 10 chiscadul sare pentru cei 24 de metri pătrați, 2244 lei pe an. Secerom Telecom SA pentru cei 12 metri pătrați, 1872 lei. Concesiunea spațiilor cabinetelor medicale. Pentru cabinet medical individual Buclea Petrică, 1722 lei. Și pentru doamna țântarul Danaela, 1753 lei. Concesiune teren pentru spațiu comercial, al lui Sirește Simion cu Galu Florentin Felician, 252 lei. Taxa de închiriere a căminului din satul Nou și Bacna, pentru munți, 750 lei plus consum de energie electrică. Parastase, Nicoreș și Bacna. Pentru parastase, 100 lei plus consum de energie electrică. Alte evenimente, 450 lei plus consum de energie electrică. Și pentru activități culturale, 150 lei plus consum de energie electrică. Așa cum ați. A fost și solicitarea dumneavoastră. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Planul de acțiuni și lucrări ce vor fi efectuate în anul 2018 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Se aprobă planul de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 2018 după cum urmează. La întreținere în sezonul rece a trotuarelor comunale și a rigolelor adiacente acestora de pe raza comunei Pârgărești, acțiuni ce vor fi întreprinse respectiv îndepărtarea zăpezii cu mijloace manuale, împrăștierea materialelor, antiderapante, etc. La lucrări de ecologizare și curățare manuală albilor pârâurilor comunei Pârgărești, se vor realiza fiind de îndepărtarea gunoaielor de orice tip depozitate în aceste zone. La lucrări de întreținere a zonei centrale a comunei Pârgărești, respectiv dispensarul uman, școală, cămin cultural, spații publice, îndepărtarea mărăcinișului a gunoaielor, vopsirea și reparația gardurilor și alte lucrări de acest gen. La întreținerea șanțelor ce mărginez drumul județean 116, tot la fel. Acțiuni de curățare a șanțurilor, îndepărtarea gunoaielor, deformatarea acestora. Cosmetizarea pomilor ce mărginez drumul județean 116, se va realiza prin acțiuni de curățare și văruit și zugrăvirea acestora, inclusiv a podelelor. Decolmatarea pâraiilor din comună, curățarea acestora de pământ și alte mizerii. Activități de interes de utilitate publică, aprovizionarea depozitelor cu lemn, diferite activități de întreținere și reparații ocazionate de producerea unor fenomene naturale, respectiv torențiale, incendii, vânt puternic, inundații, curățarea rigolelor a celor două drumuri comunale 128 și 129, precum și a drumului județean, lucrări de curățare a resturilor vegetale aflate pe marginea drumurilor comunale pe raza comunei Pârgărești, lucrări de întreținere în incinta curților instituțiilor publice ale comunei și alte lucrări neprevăzute de strictă necesitate ce apar în cursul anului. Responsabil de acest plan de acțiuni este domnul viceprimar Loto Gabriel. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus, mulțumesc. Modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, se modifică statul de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pârgărești și serviciilor publice de interes local, după cum urmează. Se transformă funcția publică de execuție, de consilier grad profesional principal, în funcția publică de execuție de consilier grad profesional superior, respectiv poziția 20, din statul de funcții, funcție aflată în cadrul compartimentului agricol și cadastru.
și a doua transformare se transformă funcția publică de execuție de consilier grad profesional principal în funcția publică de consilier grad profesional superior, respectiv poziția 26 din statul de funcții, din cadrul compartimentului administrație publică locală, autoritate tutelară și tare civilă. Este vorba despre cele două colege, patron Daniela și rotarul Gina Claudia. Dacă se vedea aceste modificări. Mulțumesc! Aprobarea documentului prioritățile obiective plan de acțiuni privind dezvoltarea economico-socială a Comunei Bărgărești în anul 2018. Urmarea adresei instituției prefectului județean cu numărul 1035 din 17 aprilie 2018, înregistrată la primăria Comunei Bărgărești cu numărul 353 din 17 februarie 2018, prin care se solicită aprobarea documentului priorități obiective plan de acțiuni privind dezvoltarea economico-socială a Comunei Bărgărești în anul 2018. Acest document cuprinde datele de identificare ale instituției, date demografice privind localitatea, suprafață totală a terenului intravilan și extravilan, infrastructura educațională ce se găsește la nivelul Comunei Bărgărești, obiective și acțiuni în domeniul educației, proiecte de investiții în educație, proiecte de investiții în infrastructura sanitară și sanitar-veterinară, care sunt și ce urmează a fi realizate în perioada 2017-2020. După aceea, la administrație publică și politici regionale, asigurarea parchetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural, pe programul prioritar modernizarea statului românesc. Iar aici avem la servicii publice, la sănătate, propus a se realiza, a se depune un proiect în vederea înființării și construirii unui dispensar medical. La apă și canalizare, proiectul care, despre care știți și dumneavoastră cu nu, extinderea rețelei, ce-am trecut? Da, reabilitare și modernizare. Conform master planului pe care vi l-am prezentat luna trecută. Da, așa. Pentru că este pentru perioada. Da, am fi 2017-2020. Da. După aceea, la iluminat public, sunt trecute cele două proiecte, respectiv reabilitarea și modernizarea rețelei de iluminat public și extinderea rețelei de iluminat public, care în 2017 a fost realizată în procent de 90%, urmând diferența de 10% să fie realizată în anul 2018. După aceea, la drumuri, la reabilitare, modernizare, drumuri comunale, tot la fel am trecut un proiect ce urmează până în perioada 2020. La cămine culturale, este vorba de căminul cultural de la Satul Nou, tot la fel trecut pe proiect, construire, modernizare, reabilitare și dotare. Deci o să vedem ce... ce după expertiza tehnică, respectiv, da. după expertiza tehnică, ce va face? După aceea, la dotarea și îmbunătățirea condițiilor de lucru a personalului din instituțiile publice de interes local, respectiv la administrație publică, am trecut proiectul cu buldo excavatorul, da, și respectiv reabilitarea în cazul construirii unui dispensar, inclusiv reabilitarea sediului Consiliului Local și a primăriei. Da? Am ajuns la un compromis.
Nu-i bine? Nu-i bine? Foarte bine, foarte bine. Pentru că dacă Dumnezeu ne va ajuta și vom putea... Deci la sănătate din nou se reia proiectul despre care... Așa, vom preda cabinetele medicilor de familie, iar noi ne vom folosi de întreaga clădire, sigur, după ce vom reabilita. Pentru că ați văzut și pe exterior, arată cum este. E nevoie de reabilitare și modernizare, să avem spații, birouri pentru fiecare funcționar, pentru că sunt compartimente unde se discută confidențial cu cetățenii, n-ar trebui să știe și colegul despre ce vin, mai ales pe partea socială, și de asta ne dorim să modernizăm și să ne desfășurăm activitatea cum cât mai bine. Da, pot să continui, da? Ce mai cuprinde. Așa. Îndeplinirea atribuțiilor de către organele alese, respectiv numărul de audiențe acordate de domnul local, care în anul 2017 au fost de 160 de audiențe, a domnului viceprimar 130 și a doamnei primar 236. Deci s-au realizat audiențe în proporție de 100%. Prezentarea anuală a rapoartelor de activitate de către aleșii locali. Deci pentru anul 2017 au fost realizate la ședința din 30 martie 2017, iar anul acesta urmează tot la ședința din luna martie ca să depuneți rapoartele. Depunerea declarațiilor de avere și de interese care s-a realizat în termen și anul acesta tot la fel se vor depune până pe data de 10 iunie. Deja sunt pregătite, vă așteaptă. Da. Asigurarea inventarierii anuale, privind inventarierea anuale a bunurilor din domeniul public și privat, pentru anul 2017, urmează luna martie, ca să adoptăm hotărârea privind inventarierea pentru anul 2016, a fost adoptată în luna octombrie. Prezentarea anuală a raportului privind starea economică, socială și de mediu a UAT Pârgărești de către primarul comunei, tot la fel, se realizează în fiecare an la ședința din luna martie. Anul trecut a fost prezentată la ședința din 30 martie, urmând ca în acest an, tot în luna martie, să fie prezentată. Statutul UAT Pârgărești, care a fost aprobat, deci le-am realizat în perioada 2017-2020. Noi le-am realizat toate anul trecut. A fost aprobat anul trecut prin hotărârea 47. Strategia, actualizarea strategiei privind starea economică, socială și de mediu a fost tot la fel actualizată în anul 2017 și aprobată prin hotărârea 20. Elaborarea și aplicarea planului de măsuri privind gospodărirea localității, anul trecut a fost aprobată tot la fel, luna martie și hotărârea 22. Informarea scrisă de către primar asupra modului de aducere la îndeplinirea hotărârilor adoptate de Consiliul Local anul trecut a fost realizată la ședința extraordinară din luna iunie. Aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor a fost aprobată în 2016 conform hotărârii 30 din 28 aprilie 2016. Organizarea și dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență a fost aprobat în hotărârea 18 din 27 februarie 2015. La politici agricole avem număr de cereri depuse pentru eliberarea documentelor pentru acordarea subvențiilor pentru agricultură în anul 2017, propuse pentru anul 2018, 47. După aceea ce mai cuprinde? Situații centralizatoare privind aplicarea legilor fondului funciar, respectiv numărul de titluri de proprietate eliberate 259, suprafața înscrisă în titlurile de proprietate 235, 4.866 metri pătrați, Registrul Electoral Național
al nomenclaturii stradale, precum și Planul Național de Cadastru și Cartier Funciar, au fost realizate conform programelor guvernamentale și vor fi continuate în anul 2018 tot pe programe. Așa, aici sunt noi. Multe capitole la care noi nu avem e făcut la general, e făcut model pentru la nivel și de orașe, municipii și localități mai mari. Deci cam acestea sunt datele care sunt cuprinse în documentul pe care astăzi îl supun pe aprobare. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Mulțumesc frumos. Și ultimul punct. Completarea anexii privind achizițiile directe pentru anul 2018. Respectiv, se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018, după cum urmează. La capitolul 1 se completează cu punctul 22, servicii Lex Consult, upgrade Lex Consult, kit de instalare. Deci pentru programul Lex Navigator, pe care îl avem pentru partea juridică, așa, este necesar achiziționarea acestor servicii, având în vedere termenul de expirare a contractului, care este în luna martie, în februarie. Februarie sau martie, nu? Da. Dacă sunteți de acord, e singura completare. Mulțumesc frumos! Dacă divers, mai aveți dacă alte propuneri... Eu o să spun la diverse. Audiențele la domnii consilieri să facem un serviciu primăriei, nu, nu pe Facebook, nu la poartă. Și eu am mai pățit, vine mult din acasă, eu vreau ceva. Trebuie să mergem la primărie, nu comentăm pe Facebook că astea nu s-au făcut. Eu așa zic, audiențele să facă la serviciu primăriei, nu pe Facebook, comentarii sau vine la poartă, că de ce nu s-a... 8-9 ore suntem în fiecare zi aici. Dar cine e ăla? Spune-mi și prezența. Dacă vede ședința o să vadă. Cine nu e aici și cine e aici? Cine comentează? Nu, cine nu e aici? Viorel nu are. Cine? Viorel nu are. Viorel nu are aici. Dar trebuie să spun de nume, măi, nu așa. De cine i-a spus de nume? Și care e un numai de consilier? Trebuie spus, nu la poartă, nu pe drum. Facem... Nu, de-aia zice domnul viceprimar, că după program, multă lume se duce la el la dânsul acasă. N-au timp toată ziua de dimineață până seara să-l găsească. Aici și omul ăsta poate să fie și el să-i facă seara când ajunge acasă cu familia sau noaptea măcar. Nu poate să fie 24-24 în serviciu aici, în primărie. La asta s-a referit. Nu la asta. Așa nu s-a referit la consilier. Și la asta. S-a referit la consilier. Bani trebuie la consilier. Din primărie. Păi ce e la pe Facebook? Nu știu, mă. Adică dumneavoastră știți problemele comunității. Noi nu vă ascundem, noi, conducerea primăriei, nu vă ascundem nimica. Noi vă spunem și vă relatăm tot ce se întâmplă. Ați văzut că nu facem nimic fără aprobarea dumneavoastră. Într-adevăr, au fost niște comentarii. Credeți-ne, dacă îți construiești o casă, îți răscolești curtea. Dacă noi am făcut acea extindere, sigur că am răscolit drumurile. Cu strângere de inimă am făcut treaba asta, pentru că drumul pe Mihai Viteazu și pe Petru Rareș astă vară a fost reparat, dar ce să facem? Dacă a durat achiziția lucrărilor destul de mult și ne-am întins până aproape de toamnă, așa că s-a răscolit, s-a făcut acel șanț, până se va aranja și terenul, până vor veni și domnii constructori, de asta nici nu am plătit toată lucrarea, să vină să pună piatră. Au fost discuții că, na, doamna primar trebuie să ne cumpere la toți cetățenii cizme de gumă. Dacă o să prindem în buget, o să cumpărăm, dar ce să facem? O să reparăm și drumul. După ce vom vedea. O parte din cetățeni doresc să aibă extindere, să aibă lumină, pentru că știți că locuințe construite de acum 10 ani nu au lumină. Da, a venit perioada asta, ni s-a aprobat proiectul, am făcut lucrarea,
categorică sus, acolo a fost o lucrare a EON-ului și a durat și acolo pentru că nu putea să oprească tot traseul ca să racordeze acei stâlpi pe acolo și au schimbat transformatorul, trebuia să oprească curentul pe toată valea asta trotușului, din ce mi-a explicat constructorul și cu cei de la EON. Și atunci s-a nimerit în perioada aceea după anul nou. De asta s-a întâmplat și nu au mai avut timp să amenajeze și să refacă drumul. Dar se va reface, se întâmplă, se face și dacă vom pune asfalt, vor fi alte probleme. După imediat dezghețat, pe moale degeaba au pus. Nu facem, omul scrie acolo pe zile. Dar nu pot să comenta ceva ce ai aprobat. Aici este. Adică, v-am cerut răbdare, v-am cerut, pentru că nu se poate să... Eu, sincer, eu vă spun, dacă v-am venit cu picturile de la biserică și din Foroborii cu măicuțele, eu vă spun sigur, toată treabă, dacă vreți să vă dau nume cine mi-a spus. Nu, nu trebuie să te pot face, dar ce vreau să vă spun sigur, dar e realitatea. De asta suntem consilieri ca să ne spunem ce vreau. Eu dacă vreau să spun ce vreau, eu vin la primar, îi spun la doamna primar și la domnul. Sigur că sunt dispoziții și din partea cetățenilor. O parte doresc apă canal, o parte doresc drumul. Credeți-ne că vom face niște chestionare, vom merge prin sat și vom vedea care va fi opțiunea cetățenilor. Vom respecta decizia cetățeanului, nu? Ce alege? Dacă dorește drumuri asfaltate, vom face proiect pentru asfaltare. Categoric, eu sunt... Când ajungem cu canalizare, ce o să fie? Cred că o să luăm bătaie tot. Dacă nu, pentru 50 de metri de nici nu știu dacă era 50 de metri de la 4 la 4 la 4. Ce o să fie când... Că trebuie să fie răscolit toată comună. Atunci degeaba ne-au și mai ce facem? Rămânem așa și nu mai mărte. Proiectul, dacă vin, dacă se aprobă... Dacă se aprobă, trebuie făcut și să lucrurile de făcut. Nu trebuie să întrebăm dacă băgăm apă și canalul. Păi poți să faci, da. Noi am făcut chestionarul acesta înainte de a actualiza strategia locală. Sigur că unii cetățeni au fost pentru asfaltare, nu pentru apă și canal. Dar totodată vin și spun, pentru că unii au băi și n-au foase septice și se revarsă apa în șanțuri. Na. E, acum, spuneți, nu știu, păi să-i sancționăm, dar dacă îi sancționez, spui, dar ce mi-ai pus la dispoziție? Nu, sunt vitaje. Vitaje. Eu am spus, dar sunt vitaje. Sunt vitaje. Sigur, poate tolera ceva. Normal. Dar odată, dacă vrei să-ți creezi condiții, trebuie să plătești. Și bani pentru fântână, pentru baie, dar nu pentru vasna. Exact. Încă trai, crezi de lepe an pentru vitaje. Așa e. De lor, vitaje și da. Da. Cheltuiești 10-20 de mii de lei și tu trebuie să nu ai pentru vitaje. E corect asta? După cum știți și după cum ați văzut, n-am avut o iarnă foarte grea. Într-adevăr, iar s-au stricat drumurile. Având în vedere că drumurile noastre sunt din... Așa cum sunt? Balastru, prima ploaie spală, prima zăpadă la fel, îngheață de gheață, iar zgăuri peste tot. Asta e situația. Nu poți să repare ce care să te rog să mai mult și să... Iar am avut să vă aduc la cunoștință că săptămâna asta iar am avut probleme că cu un grup de femei, știți că a nins acum vreo câteva zile, n-a fost o zăpadă așa de mare. M-am trezit la ora 4:30 cu un grup de femei de la societate, acum nu știu, de la Trotuștex sau firme, că sunt două firme acolo. Precum că n-au putut urca microbuzele pe pantă. Ei, este drum județean. Noi ținem legătura cu drumul județean. Sunasem, deja mașina intrase pe partea Uituzului. Pentru că odată vin pe partea Bărsănești, de-a lungul drumului județean și o parte din partea cealaltă. Dar nu e vina mea, le-am spus și lor. Nu este vina mea, vina noastră, pentru că microbuzele nu sunt echipate corespunzător. Iar mi s-a reproșat că primărița este de vină. Că nu se ocupă. Microbuzul școlar de la noi au făcut toată ziua. Și seara facem măsuri cu
patron. Păi patronul nostru vorbească ei. Dar problema este că poate și știe că nu mai înțelegeți așa cum are patronul. Le-am explicat. Patronul și-a luat răuzat toată ziua. De motivul raport, de motivul raport, a fost invitat patronul. A fost la răuzat. Noi patronul știm. Dar ce știe? Și patronul știe că la conferință. Nu, nu, nu. Buzele ăștia care... Da, de la ora 7. Nu pune microbuzii ca să încapă copii. Să duc cumva cu teșul oficial și la ora 8. Ora și ăștia cu microbuzele nu poate. Ei s-a dus de la proaciul de mare. Nu? Și totuși se circula. Celelalte microbuze, microbuzele... Dimineața, a trebuit dimineața. Microbuzele au urcat, două microbuze la urcat. Da, în după amiază, aceeași dimineața aceea, dar nu era zăpada, am ieșit cu ele. Dar așa zis, spuneți-vă, acum este iarnă, vrea? Hai să fim serios, dar da, felii erau vorbiți de altceva, așa zic, asta e, da, ia sunt riscul. Asta e. Dar trebuie să facem să înțeleagă oamenii, pentru că noi suntem de bună credință și noi și dumneavoastră. Noi acum, dar cetățenii trebuie să înțeleagă. Să-i dăm și numele în plan moment. Poate să intervină pe dumneavoastră ce acum. Asta nu da, categoric. Noi nu putem intervine pe drumul județean. Domnule, să te au fost dezăpezite, știți. Na. Bine că avem persoana respectivă de aici din comunitate, a pornit de... De la ora 2 dimineața la 7:30 a fost dezăpezit. Deja totul era. Da, dar totuși poate ne-am dus la trecută. Dar totuși poate ne-am dus să vinem, nu era la 8 că dezăpezit. Nu, doar și mâna dacă lasă la 8 că era la 8. Noi la 7:30 era. Ah, dar și lăsat. Eu și lăsat. Nu-i problemă. Și dacă l-am lăsat la mână, n-am zis luna trecută. Spuneți că trece cu tractorul, să lase lama, că nu poate pe armata la vas. A schimbat lama, nu lama. Nu știu cu tractorul. Avea o lama, nu... Că tot pentru lama. Era pe armata. Și lăsa ridicat. Nu-i pentru lama. Dar era pe tot acolo. Când coboară, să dea de mână. A făcut pe armata. Sigur că l-a rogat. Dar cum l-a urcat? Păi l-a urcat toată lumea, nu l-a luat l-a urcat. Alte probleme? Mai... Seara la 6 microbuze. Deci ne-am lămurit cu... Ne-am lămurit și cu drumul. Ne-am lămurit și cu zapada. O să putem la drumul vreun bac, în curbile alea. Văd că o să lasă într-un bloc. V-am zis și data trecută. A fost doamna director de la drumurile județene. A fost doamna director de la drumurile județene. A oprit și dăm și în programul lor. Și... sigur că vor veni în primăvară să reabiliteze acolo, cumva să repare, pentru că dacă vor începe lucrările pe podul de la Onești, tot traficul va fi deviat pe partea noastră. Am adus la cunoștință și Consiliul Județean treaba asta. Acolo dacă nu se consolidează degeaba toarnă, cobor de asfalt peste... Și așa e să așa știți, dar să facă o porțiune de... Da, ați înțeles, nu? Da. Vă mulțumesc că ne-ați aprobat proiectele de hotărâre. Vă doresc o după amiază frumoasă și să ne dea Dumnezeu un an bun, cu mai multe investiții și sperăm că în iulie va fi din nou o rectificare bugetară, ni se va mai suplimenta. Și ceea ce ne-am propus și în acel program, ceea ce ne-am propus și în planul de investiții, sigur aici vom veni cu completări, să le realizăm. Noi, conducerea instituției, cu dumneavoastră, consilierii, și să facem din comunitatea noastră o comună frumoasă, o comună în care cu drag să vină și alții și să revină cetățenii acasă. Să le oferim condițiile. Vă mulțumesc!